Bună dimineața tuturor celor care vizionați acest video! La mulți ani tuturor doamnelor și domnilor cu ocazia Sfintei Mării! La mulți ani tuturor celor care sărbătoresc astăzi onomastica sau sărbătoresc această sfântă zi! Multă, multă sănătate, bucurii în toate planurile voastre și vouă și tuturor celor dragi vouă! Am să fac acum o citire intuitivă cu cărțile de oracol pentru a vedea surprizele acestei zile. Ce s-au și grăbit cu țarele niște cărți. Astăzi este o zi în care aveți niște câștiguri, niște nostalgii, dar și niște contrarietăți, poate, din cauza unor probleme de sănătate sau din cauza unui partener. Poate apărea sau unui parteneriat, sau niște contradicții într-o întâlnire cu cineva. Într-o discuție cu cineva. Haideți să vedem astăzi cum va fi această zi, în planurile importante. Se grăbesc într-adevăr, se vede că este o zi în care joacă un rol important familia, casa, religia, credința. Poate că vă duceți la biserică, poate că veniți acasă cu preotul să vă facă o feștanie sau aveți chiar un contract astăzi, faceți un contract astăzi, un acord ceva, oficializați ceva. Astăzi poate fi oficializați un nou contract de casă sau de servici. Văd aici că aveți întâlniri religioase, aveți sfaturi care le primiți de la persoane importante. Astăzi aveți poate întâlniri importante, aveți evenimente importante, musafiri, vă duceți pe undeva. Într-adevăr, se grăbesc niște, pot fi evenimente sportive, evenimente sociale, culturale. Văd aici că poate fi vorba chiar de o competiție sportivă, dar nu neapărat. Pot fi și alte evenimente la care asistați sau sunteți voi protagoniști. Haideți să vedem astăzi cum va fi energia acestei zile. Varianta numărul 1, piatra verde, numărul 2, piatra albă, numărul 3, piatra roșie. Voi face în trei variante, așadar, această etalare. Vedem energia acestei zile. Se vorbește totuși o energie a cuiva care vă cam urmărește, vă cam spionează. E cam curios pentru ceva. Văd că aveți întâlniri, vești bune, motive de bucurie, poate invitație pe undeva și, într-adevăr, evenimente sportive, culturale, competiții, ieșiri pe undeva, niște ambiții care pot să dea niște rezultate. Haideți să vedem. Varianta numărul 1, surprizele acestei zile. Varianta numărul 2, surprizele acestei zile. Varianta numărul 3, surprizele acestei zile. Așadar, energia generală a zilei este energia bucuriei, a noutăților, a întâlnirilor plăcute, a unor vești care vin bune, poate de la partenerul vostru, de la cea care vă este partener, parteneră de viață sau alte persoane drăguțe cu voi, care sunt drăguțe cu voi. Vă vin daruri, vă vin vești, vă vin noutăți, motive de bucurie. Apar rude, poate, sau vești de la rude. Prima variantă, a doua sau a treia. Vedem prima variantă, piatra verde. Wow, ce reușită astăzi! Aveți niște noutăți, câștiguri, bani, ieșiți pe undeva, socializați. Astăzi descoperiți bucuria de a trăi, bucuria petrecerii, bucuria unei aniversări, bucuria nașterii unui copil, poate, bucuria unei noi relații, bucuria unei prietenii care se naște astăzi sau sunteți într-un eveniment festiv. Vă văd aici îmbrăcate ca doamne elegante, dar și ca domn. Poate plecați pe undeva și descoperiți o comoară, poate unii dintre voi descoperiți o nouă relație. Vă îndrăgostiți, vă împrieteniți cu cineva. Astăzi e o zi în care faceți cunoștințe, socializați. Astăzi e o zi în care vă duceți la evenimente, e o zi în care aveți câștiguri, noutăți de câștiguri, bani. Apar aici noutăți legate de copii, poate evenimente festive sau aniversări legate de întâlnirile cu copii, de cadouri, daruri care vin pentru copii sau care le faceți voi copiilor sau copiii vi le fac vouă. Aici sunt niște evenimente, niște noutăți, niște vești. Deci, această variantă a pietrei verzi, cu siguranță aveți astăzi o zi foarte frumoasă, o zi în care veți sărbători, vă veți sărbători chiar și voi singure care sunteți. Asta e noutatea, schimbarea care o faceți, pentru că veți ieși singure să vă plimbați, să vă răsfățați puțin și acest lucru vă dă o energie nouă. Descoperiți ce bine este să te plimbi și singură prin magazine, să-ți
faci niște cadouri, să te bucuri de plimbare, să te bucuri de viață, de ceea ce vezi, poate te duci să vizitezi niște muzee, să vizitezi niște locuri, ești într-o vacanță, apar aici noutăți. Și dacă ești în compania cuiva, și dacă e singură, cumva sau singur, te bucuri de această zi. Văd aici ca un copil chiar, poate te bucuri așa cu bucuria unui copil, apare o inocență aici, apare o situație de noutate, de veselie, ca și cum nu ai griji, nu ai probleme și te bucuri de bucuria zilei, de bucuria a ceea ce ai astăzi, ce ți se întâmplă astăzi. Astăzi, această energie îți dă parcă mult entuziasm, multă bucurie. Este energia zilei, de fapt, a bucuriilor și a noutăților. Deci astăzi este o zi cu noutăți pozitive pentru această variantă. Haideți să vedem și varianta numărul 2, varianta pietrei albe, cum va fi această zi. Wow, deci se vede că e o zi de sărbătoare. Uitați-vă ce frumos a ieșit și la a doua variantă. Deci o zi în care poate călătoriți, faceți drumuri, vin vești de la drumuri, vă caută cineva, vă duceți în vizită sau vă primiți vizite. Văd că sunteți în așteptarea unor musafiri, poate, sau sunteți pe gânduri. Unde să vă duceți voi să vă petreceți astăzi, ziua? Fie că sunteți singuri, fie că sunteți cu cineva, fie că aveți prieteni, fie că n-aveți, astăzi puteți călători, puteți face vizite, puteți avea noi prieteni. Aveți o zi de reușită astăzi, familia, prietenii, societatea, sunt evenimente sociale la care poate voi asistați, vă duceți să asistați, sunteți aici undeva pe un balcon, cum ar veni și vedeți o paradă sau sunteți undeva unde se face, s-a amenajat locul pentru a vă uita, a vedea ceva, a vedea niște drumuri care se fac. Aici pot fi și spectacole care sunt pentru astăzi, cu ocazia acestei minunate zile, sfinte zile. Probabil că vă veți duce și la biserică, probabil că drumurile care le faceți și în acest sens, sau să vă întâlniți cu prietenii, să ieșiți să vă plimbați. Unii dintre voi puteți pleca chiar la drumuri lungi. Sunteți la drum lung și mai faceți un drum încă poate sau în orice caz astăzi vă văd cu bucurii, cu veselie, cu reușite, cu prietenii noi chiar, faceți cunoștințe noi, socializați, căutați în compania prietenilor, familiei, a unor persoane care sunt vesele, care sunt în noutăți, care sunt persoane care să vă dea care să vă dea un entuziasm. Apar noutăți legate chiar de bani, în străinătate, de drumuri care le faceți pentru câștiguri, cu noroc. Păreți aici că conduceți astăzi, puteți lua și un examen, ori poate aveți un examen și puteți să luați. Astăzi aveți poate o zi de sărbătoare, de a sărbătorit, adică este de sărbătoare deja, dar poate că o faceți voi și mai festivă prin ceea ce faceți astăzi, o aveți și mai festivă, vă de aici, îmbrăcați la costume, îmbrăcați eleganți, îmbrăcați ca și cum v-ați duce pe undeva într-o vizită sau primiți niște vizite. Cam asta ce văd și la a doua variantă, deci pare o zi într-adevăr de sărbătoare. Deci varianta numărul 3. Ei, la varianta numărul 3 e o zi de sărbătoare, dar vă văd că reflectați voi aici, aveți de făcut o clarificare. Aveți de făcut o clarificare, poate că să ieșiți dintr-o anumită stare, dintr-o anumită energie, care a unei tristețe, a unei dezamăgiri, orică sunteți singure, singuri și nu prea aveți prea mulți prieteni și sunteți dezamăgiți, dar astăzi aveți ocazia să ieșiți din această energie. Poate și pentru că voi plecați pe undeva sau vă retreziți la viață, pur și simplu gândiți să schimbați ceva. Văd aici că vă simțiți cumva într-o singurătate, dar ține de voi să vă eliberați de această singurătate, să ieșiți pentru că sunt motive de bucurie. Sunt motive de a sărbători, poate ducându-vă la biserică, poate vă ducându-vă undeva la vreun eveniment, văd că stați și reflectați, vă uitați pe geam și vă gândiți unde să vă duceți. Sau aveți pe cineva care cumva are probleme de sănătate, îi trece printr-un doliu, puteți fi chiar voi într-un doliu și de aici vine tristețea, singurătatea de astăzi, cumva poate vă duceți la biserică ca să comemorați. Și acest lucru vă dă șansa să mai cunoașteți niște persoane, să mai ieșiți puțin dintr-o tristețe, să vă clarificați poate ceva. Astăzi e o zi în care puteți, poate vă mutați unii dintre voi, poate vă mutați.
Vă întristează că vă mutați, dar vă mutați pentru că aveți o schimbare de făcut, nu puteți să mai rămâneți într-o singurătate sau într-o tristețe, într-o durere, într-o pagubă, într-o pierdere și faceți o schimbare. Apar noutățile, poate chiar aflați de cineva care se căsătorește sau faceți cunoștințe noi, văd aici că puteți avea noutăți. Declarații, chiar astăzi puteți primi declarații sau chiar poate o cerere în căsătorie. Apare cineva care vrea să vă ajute, poate că astăzi e o bucurie, vine pe neașteptate la voi că cineva vrea să vă ajute, e cineva care vrea să vă dea o mână de ajutor sau vă veți bucura că vă veți întâlni cu o persoană noi în singurătatea voastră, vă poate căuta cineva pe care n-ați mai văzut de mult și cu care poate ați avut o neînțelegere, o separare, o despărțire. Pare astăzi o zi în care vă puteți trezi la viață, astăzi e o zi în care cumva puteți depăși o tristețe, un doliu, o singurătate, poate și pentru că încercați voi acest lucru, deci poate și ține și de voi, pentru că altfel puteți intra într-o depresie sau într-o tristețe și mai mare. Cam asta e din ce văd. Deci la această variantă am să mai pun o carte să vedem de ce această tristețe. Păstrați-vă speranța. Poate are legătură cu o relație cu cineva sau cu o schimbare care vreți să o faceți și nu știți încă cum. Păstrați-vă speranța pentru că pot veni vești bune. Da, într-adevăr, poate vine și credința. Aici poate depinde prin ce treceți voi, ce problemă aveți voi în viața personală, dacă sunteți singure, singuri sau printr-o depresie sau printr-o singurătate, doliu, printr-o pagubă, ceva astăzi, pot veni energii noi, poate și cu ajutorul propriei gândiri, să gândiți mai pozitiv, dar poate și cu ajutorul unei credințe, unui preot. Nu în legătura cu un preot, cu un psiholog, cu un prieten, cineva care să vă dea speranțe, pentru că văd că pot veni speranțe. Faceți cunoștință noi sau ceea ce discutați cu cineva în care aveți încredere vă poate da noi speranțe. O persoană cu haine de stat chiar sau depinde ce problemă aveți voi, dar vă văd că sunt speranțe de a se schimba această situație, dar vă rupe de un trecut, de ceva care nu mai merge, ceva care nu puteți rămâne în acea energie a răului, a suferinței, a durerii, a pagubei, ci puteți face această schimbare, schimbându-vă puțin poate și gândurile, având speranță, pentru că speranța vă dă multă fericire, vă dă chiar refacerea, regenerare, vă repară ceva, vă aduce o schimbare, o noutate, pentru că este o zi, într-adevăr, a unei petreceri, a unei bucurii. Trebuie să o căutați în sufletul vostru, această bucurie de schimbare, de noutate și ea poate veni, chiar dacă voi treceți poate printr-un dezastru, viitorul poate fi mai bun, vine cu o speranță nouă. Prin familie, prin prieteni, prin noi cunoștință, prin ceva care se renaște, poate renaște o nouă speranță. Acestea fiind spuse, eu sper că veți avea o zi minunată, magică, o zi plină de prietenie, de iubire împărtășită, de noutăți pozitive, vizite, musafiri sau ce vă doriți voi să aveți astăzi, să aveți în viața voastră de zi cu zi. Vă mulțumesc că vizionați acest video, la revedere, să iubiți și să fiți iubiți!